O stație de epurare modernă prinde acum contur între localitățile Tăuții Măgherău și comuna Cicârlău. După 7 ani de muncă, cereri și amânări din lipsa de finanțare, aceasta va putea fi în sfârșit dusă la final. Eu zic că va fi una dintre cele mai performante din zonă, pentru că ea, ca și capacitate, noi avem 9.000 de locuitori, ea poate să ducă ca și tehnică, forță tehnică e de prelucrare, până la 40.000 de locuitori. Deci are o capacitate, dar noi am ținut seamă și de investițiile și fabricile din zonă. Apa care iasă de aici, din această stație, merge în emisar în râul Mistru, care este aproape. Trebuie să fie o apă, deci o apă care se corespundă normelor. Iar în urma flotării și a celor ce se întâmplă aici, va rezulta un compost. Compostul este folosit și îl vom folosi în agricultură. Stația de epurare trebuie finalizată până la finele acestui an. Noi acum lucrăm asidu la rețele, mai avem de lucrat la 12 stații mici de pompare și în mare noi sperăm că ne încadrăm. Probabil vor fi niște termene de devansare, fiindcă am intrat pe ultima 100 de metri, dar asta a fost singurul proiect care a fost ales acum pe fosta OG28 de la medierea pe care l-am trecut pe fonduri europene. 34 de milioane de lei vin pentru realizarea ei de la Ministerul Fondurilor Europene, 4 milioane de la Guvernul României, iar 2 milioane de lei de la Consiliul Local al orașului Tăuții Măgherăuș.